O comisie specială formată la nivelul prefecturii a descins astăzi în Crâng pentru a verifica modul în care se fac tăierile de ulmi. Controlul a fost efectuat după ce parlamentarii Adrian Mocanu, Dorin Bădulescu și consilierul municipal Silviu Roșioru au depus o sesizare la Casa Albă. La acțiune au asistat și reclamanții. Înainte de a intra în pădure, deputatul Adrian Mocanu a avut un schimb de replici cu directorul direcției silvice, Cornel Pitiș. De la tăierile din Crâng ajungem la platformă, întreb și eu, deci ce verifică? Deci, partizile din Crâng sau platformă? Nu, vă deranjăm, domnul director. Păi și dacă nu deranjăm, hai să mergem la treabă. Să vedem. Aveți dreptul să verificați. Dumneavoastră doar interpelați. Păi vreau să asist, eu sunt în fața cetățenilor. Domnul Mocanu și cu domnul Roșioru, făcând sesizarea, au dreptul să asiste. Comisia specială, formată din specialiști de la prefectură, Garda de Mediu, Garda Forestieră și Poliția, a urmărit documentele care stau la baza tuturor tăierilor de arbori din Crâng, precum și situația de fapt din teren. Explicațiile au fost date de inginerii Direcției Silvice, instituția care administrează pădurea. Uitați acest arbore. Este pozat de mine astăvară în cadrul marcărilor. Clar, partea din dreapta arborului, aceste două crăci, sunt aproape terminat, da? În vreme ce partea aceasta stângă încă este viabilă. O perioadă de vreme, timp în care se va extinde ciuperca și în această ramă. La control a fost chemat să participe și un renumit doctor în cercetare de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură Brașov pentru a explica motivul îmbolnăvirii ulmilor din Crâng. Deputatul Adrian Mocanu a insistat să îi se explice de ce nu se poate trata ciuperca dăunătoare în loc să se ajungă la tăierile masive. Dacă s-a ajuns aici, măcar să se oprească cu tăierile, să încercăm să tratăm. Ca să tăiem e simplu, să prevenim, să tăiem tot, nu mi se pare în regulă. Există, știu că pe timpul Ceaușescu să stropeau pădurile pentru tot felul de boli. Acum, boala asta este una dintre catastrofele mondiale ale silviculturii în toată lumea. De pe ulmul siberian a ajuns în Europa și în America. Au murit ulmul peste tot. În următoarele zile, prefectura va da publicității raportul întocmit după verificarea efectuată de Comisia Specială.